Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-am regăsit! Îți adresez ție felicitări, no, dar în primul și în primul și în... Da, ai făcut! O să le zic și ce ai făcut, o să le zic telespectatorilor. Dar în primul și în primul rând, Universității din Suceava, care sărbătorește anul acesta 60 de ani de învățământ superior la Suceava, întâi ca institut, după aceea ca universitate. Iar ție, pentru că în anul de grație 1991, un par într-un copac la universitate, ai pornit ceea ce astăzi este Radiotop. Da, bun, da. Eu așa astăzi, văd o legătură. Da, pentru... astăzi am fost invitat acolo... Cred, în principal, pentru faptul că știu cum s-a înființat universitatea. Și am avut, acum 3 săptămâni sau 4 săptămâni, zic, domne, se fac 33 de ani, de 60 de ani ăștia din 1963, universitatea e din 7 martie 90. Zic, dar o contribuție esențială în înființare au avut-o doi oameni. Emanuel Diaconescu, rector, Dumnezeu să-l odihnească, și Dan Adrian Coșman, prietenul meu, care era lider de sindicat. Eram și eu pe acolo, dar eu nu am... N-aveai vocea de azi. Nu mi-asum niciun merit, absolut. Nu, eram și eu cu băieți. Și mai era... și am zis lucrul ăsta. Și m-a sunat rectorul Valentin Popa și m-a rugat să-i trimit o fotografie cu Dan Adrian Coșman. Prin calculatorul meu am găsit una și am trimis-o, pe care astăzi la prezentare a pus-o. O fotografie, Dan după aia a fost director la Casa de Cultură, el a murit săracul 97. Și e o fotografie în care sunt eu cu Dan și cu Ioan Ghiuri Pascu, săracul altul care a murit, Dumnezeu să-l odihnească. Și de-aia am fost invitat. Eu cred că și ce am zis eu are o legătură, da, cu motivul pentru a fi tu invitat acolo. Da, în fine. Dar m-am bucurat pentru că am putut din nou să spun că domnul Diaconescu și cu Dan Adrian Coșman au avut o contribuție esențială. Nu m-am întins la vorbă, nu era momentul, nu era cazul. Dar, și nici nu e felul tău în alte spații. Da, aici te mai întins, da, tu mai la vorbă. În alte locuri. Da, acolo, știi, pe mine mă deranjează să merg la manifestări și în care vine unul și începe să vorbească un nevorbit din ăla. Și stă și bate câmpi și toți cască, numai nu pleacă acasă. Și decât să fiu penibil, să încep să vorbesc, să plictisească lumea de mine, zic și eu două vorbe și am plecat. Dar m-am bucurat pentru că am putut să amintesc de acești doi oameni. Și am vorbit și despre, l-am amintit și pe Cristi Vlad, care și el a murit și era cu Dana sindicat. Cristi era alta luat, Dana alta luat, fiecare cu stilul lui. Și am amintit și de Carmen Veronica Steiciuc, pentru că și era în zonă, iar Carmen a fost cu bătăliile așa, dar era acolo. Și am considerat că e momentul, pentru că Valentin Popa spunea despre studenți de aici care au făcut nu știu ce. Și am ținut să o introduc și pe Carmen în ecuație. Care nici ea nu mai e printre noi. Și ea, săraca, a murit. Pentru că ea a ajuns directoarea teatrului de aici și l-a înființat. Știi? Și în contextul ăsta, adică oameni care au făcut aici și nu doar au realizat plecat ceva. Și am zis că până la urmă, știi cum e aia, tot rău spre bine. Eu am ratat intrarea la facultatea de fizică și la hidro. Că da, și dacă nu le ratam, nu ajungeam mai să fac radio. Adică a fost bine. În cele din urmă. La acest eveniment au participat zeci de rectori din întreaga țară, profesori universitari de renume, dar și actualul ministru al educației, doamna Ligia Deca. Ai apucat să schimb ceva vorbe cu dumneavoastră? Nu am schimbat. Ce, unde să schimb? Nu. A fost... Dar e foarte important, în afară de ministru actual, cu care am observat că doamna Deca e de când e fostul primar de la Sibiu, ea a fost consilier pe educație la Cotroceni. Ea e cunoscută în cercurile astea de mult. Asta nu că a venit acum ministru. Ori mai fi fost niște întâlniri. Păi aici vreau să ajung. Doamna Deca a venit aici pentru că a venit la Vali. Fostul ministru. Da, nu, da, adică e o relație între... Că zicea domnul profesor Valentin Popa, eu mai stăteam un pic Vali, știi? Sorin Câmpeanu a venit tot la Vali. Adică
ei au niște relații. Unii au venit și la Adrian, zic eu. Și la domnul Gra... Eu zic ce s-a văzut de pe scenă. După aia un secretar de stat care este acolo un fel de burebista. Prisecarul, parcă, ceva de genul. Miștocar, foc, glumeț, cu glume la el, cu vorbe la el. Că a făcut așa un scenariu, Valentin Popa, și punea câte o întrebare celor pe care invita, nu tuturor, dar i-a pus secretarului de stat. A vorbit ministrul educației, a mai vorbit Sorin Câmpeanu și l-a invitat și pe acest domn. Și zice, nu știu dacă cutuma sau regula scrisă spune că nu vorbești, secretarul de stat nu vorbește după ministru. Și a zis, domnule, eu am venit aici în calitate de prieten al lui Valentin. Al rectorului. Așa. Și l-a întrebat rectorul, zice, doamne, cum ai reușit să te adaptezi, că din 2012 ești secretar de stat și de atunci au fost atâția miniștri? Și zice, păi n-am reușit să mă adaptez, că dacă mă adaptam, eram de mult schimbat, eu am rămas. Mi-a plăcut răspunsul ăsta. Zice, doamne, de regulă eram învățat cu miniștri care stau 6 luni și a venit cineva de la Suceava și asta 9 luni. Zice, într-o zi aveam de venit la Suceava. În control sau nu știu ce avea el, secretarul de stat. Și când vorbesc la telefon, eu veneam la Suceava și cineva venea la București să-l pună ministru. Deci are niște relații, sunt niște relații create și de aia a fost atâta lume. Adică să-ți vină 3 foști miniștri, păi au fost 4 foști miniștri de sală și un ministru. Ligia Deca, Valentin Popa, Sorin Câmpeanu, Sorin Câmpeanu, Adrian Curaj, și domnul acela care... Secretar de stat. Nu, și a fost, care a fost la, de la SNS, nu, de la Politehnică. Domnul... Îmi scapă numele acum. Bine, era la ministerul acela fără portofoliu. Da, da, știi la cine mă refer, da. Și era și dumnealui... nu prisă, că... În fine, nu, nu, da. era Ministerul Educației una și mai era un minister al altceva, la un moment dat, fără da. Portofoliu. Și a mai fost secretar de stat de la... digitalizare, a fost lume, da. A fost un eveniment, da, bine organizat și reușit. Reușit prin prezența unor oameni care au un cuvânt de spus în educație. Cum ai zis tu, foarte mulți rectori, da? Doamna ministru n-a venit cu mâna goală. A venit cu un proiect de 25 de milioane de euro. Da. Pentru campusul 2 al universității. Bun. Așa că doamna ministru are vreun merit la... Bă, a venit, n-a luat, a dat, da? Bine. Plus, că nici n-a plecat cu mâna goală, că a dat tuturor astăzi. Toți cei care au fost invitați au primit o plasă cu... O plasă. Într-o plasă, într-o așa. Pungă cu însemnele universității. Așa. Cu o sticlă de afinată cu sigla USV pusă într-o traistă, un ou încondeat într-un clop din ala de ceramică de marginea, un album foto, 60 de ani de învățământ superior și atât. Cred că Remus Pricopie, nu? Așa, Remus Pricopie. Îmi cer scuze. Și o plachetă, o medalie. Și da, și o plachetă, sigla universității, bătută la monetăria statului. Asta chiar e de colecție. Da. Nu știu dacă a dat, dacă urmează să dea, dar o să fie, că n-a venit cu mâna goală, n-a luat, a dat. Eu tot aud de punctul de belvedere de pe Piatra Șoimului și acum e tot la stadiul de idee. Dar o să fie, ne asigură președintele Consiliului Județean. E o fotografie mai frumoasă ca asta cu punctul de belvedere de pe Piatra Șoimului. Simularea, da. Am văzut stadionul cu nocturnă din Suceava, simularea. Am văzut palatul, sala spoturilor din Suceava, simulare. Parcări supraterane. Simulare. Noi am văzut la simulări. Pasaje peste da. Șosele. Bă, dar reușite simulări ca la Piatra Șoimului, n-am văzut. Au apărut softuri care chipurile folosesc inteligența artificială și te ajută foarte mult să creezi imagini. Dar frumoase. Eu zic că să nici nu mai facă. Pentru că nu cred că în realitate se poate face așa ceva. Să ne lase cu această frumoasă imagine. Că dacă faci fotografii de alea într-o zi cu vreme neplăcută, cu ceață, da. Cu nu știu ce, nu-ți mai iese. Nu, dar parcă se desprinse dintr-un film din ăsta de avantgardă, știi?
Deci o peliculă din asta făcută în anul 2023 cu o acțiune care se petrece în anul 3000 și ceva, când omenirea umblă numai cu drone, cu... Așa am senzația, știi? Deci să o lase așa, să nu mai construiască, pentru că cu siguranță ne-ar strica... E prea frumos. Și să acolo publice, să afișeze fotografiile astea acolo, unde ar trebui să fie punctul de belvedere? Nu, să le dea să fie pe pagina de Facebook, să se uite lumea la ele. Adică că oricum nu se duce nimeni acolo să vadă dacă este în realitate, dar, nu? Bineînțeles. Și spui, uite, acolo, Piatra Șoimenului. Și lumea, adică e multă comoditate. Și de ce să mă duc eu pe Piatra Șoimenului? Când pot să văd pe Facebook. Când pot să mă uit pe Facebook. Adevărat. Nu? Adică de ce să mă duc pe afară să văd o pisică? Dau pe Facebook și văd pisici, câini. Și văd și din ăștia care sunt deja dresați. Unde mă duc eu? Deci pe Facebook e tot. Și pelerinajul Calea Sfinților a fost pe Facebook, zicem, da, pe rețelele sociale. Și pelerinajul Calea Sfinților s-a dat acolo, dar a fost și multă lume în urmă. Multă lume. Și am vorbit astăzi cu Emil Orsu, el e un om foarte, foarte citit și știe foarte multe. E o persoană avizată, când vorbești cu el despre istorie, inclusiv despre religie, știe foarte multe lucruri și l-am întrebat vis-a-vis de această mutare făcută. Adică înainte era pelerinaj, aveam ziua, 24 iunie. În ziua de 24 era între liturghie și da, după aceea se mergea domnul Orsu și are dreptate. Decizia a fost luată de înaltul Calinic când a venit acolo 2 ani, nu? Și a zis, domnule, e justificată. De ce? Pentru că odată s-a făcut pe seară, când e mai răcoare. Nu faci în... Era la 10 sau era pe la... Când se termina liturghia? Pe la 11. Așa, stătea omul la biserică de dimineață, după aia îl scotea el prin baie, îi se făcea rău, știi că mai venea salvarea. Acum e acest pelerinaj care e după amiază, când e mai răcoare și e foarte bine. A zis că e chiar foarte în regulă. Și mi-a explicat, că am întrebat, de ce vine totuși atât de multă lume, care ea nu vine acum de 10 ani, de 20, de 30, ea vine din străfundul istoriei. Lumea nu vine la procesiune, vine la mănăstire să se închine la racla care e sub baldachin în curte. Da, asta am întrebat. Și a spus că sunt singurele moaște pe Moldova, celebre și întregi, și mai e undeva pe la... Sfânta Parascheva, nu? Sfânta Parascheva, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava și mai e undeva prin Argeș, parcă, sau în Vâlcea. Filotea. Parcă așa. Dar a zis că de asta vine lumea aici și așa este. Ai văzut că e aglomerație la moaștele de la Suceava și la Sfânta Parascheva la Iași. Și acum partea de adevăr a managementului asociației Fotbal Club Foresta sau cum se cheamă. Cei doi cetățeni moldoveni și suceveanul Andrei Ciutac și-au prezentat partea... Tu spui cetățeni moldoveni și la cei din Botoșani? Cetățeni din Republica Moldova. Unul din Botoșani. Unul din Moldova și unul din Botoșani. Atunci da, cei doi cetățeni moldoveni, unul de peste Prut și unul de dincolo de Prut. Da, asta cu partea de adevăr. Că lucrurile sunt, pentru mine cel puțin, sunt foarte, foarte clare. Foresta e moartă, moarte clinică. Această echipă de fotbal practic nu mai există. Nu mai există. În acte există. Bun, Daniel Klim, Gabriel Klim încă nu, e președinte. Nu, ea e o glumă ce vin și spun. Deci s-a ratat promovarea. Dorin Goian nu mai e, Gabriel Klim, Marian Bordeanu au plecat. Demisiile, ei spun că nu le-au fost înmânate. Poate nu le-au depus. Jucători unde sunt? Unde jucători? În vacanță. Mă, dar unde sunt? Sunt contracte căi? Păi, jucătorii înțelegem... Ce înțelegem? Din anumite surse că vor face și ei conferința lor de presă. Și unde sunt? Vreo trei pe la Rădăuți. Câțiva cred că o să plece la Piatra Neamț. Pe Bacău, care ți-a zis că va promova anul care vine, o să ia și Bacău jucători de la noi. Deci, că să vină Gabriel Klim să aducă de contră, stai mă ușor. Dar cine a făcut proiectul? Deci proiectul, în baza căreia s-a aprobat suma de 3,5 milioane, pare că a fost, sau 3, da? Consiliul Local a aprobat proiectul, finanțarea, pe un proiect făcut de Gabi Klim, Marian Bordeanu și Dorin Goian. Și cum el să vină să-ți arăție? Ce vrei? Ce de cont? De conturile le fac la primărie.
cea care îmi dă banii. Dar tu, de ce mi-ai luat mie semnătura din bancă? Unde ai mai pomenit? Adică că nu te găseam la telefon. Președintele clubului, dar dacă ne-a luat semnătura, a găsit la telefon? I-a luat-o pur și simplu. Păi asta e bătaie de joc. Cum adică, de ce ai luat semnătura lui? Cum să fie președintele clubului să n-aibă drept de semnătură? Deci e o farsă totală, e o șolticărie, o golănie, echipa asta moare, ți-a zis, pentru mine ca persoană fizică ea nu mai există, nu mai merg la niciun meci, doar așa ți-a zis să mă distrez. Dar ea nu va promova în vecii vecilor amin și cu datoriile care, pe care le are, ea crapă. Nu vine niciun fraier de pe lumea asta să... Ce mă, să-ți dau 500 de mii pentru ce? Ca să iau ce? Ce să iau, mă, de 500 de mii de lei? Euro. Ce să iau? N-am ce lua. Nu vine nici măcar numele nu zis, sau reputația. Dar nu, nu, există. Nu vine nimeni. Și ea, ăsta este un proiect mort și primăria ar trebui să tai orice finanțare pentru această echipă de călușari. Sau nu, acum echipă de fotbal nu mai e, n-are cum. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.